Salutare tuturor, ne regăsim acum la Observatorul Prahovean, un nou podcast, așa cum v-am obișnuit în fiecare luni de la ora 13, un alt invitat care influențează pozitiv comunitatea prahoveană sau un tânăr care spune despre experiențele lui, lucruri faine, lucruri care la rândul nostru putem să le copiem sau să învățăm din ele. Astăzi lucrurile nu sunt chiar de simple, mai ales că ne-am pus mască cu toții, fie că suntem în interior sau că suntem în exterior. Alături de mine este Merzad. Bine ai venit la podcast. Salutare, bine m-am Mă bucur că ai acceptat invitația, mai ales că știi cum e, trebuie să păstrăm distanța, să fim siguri că nu ne vedem cu foarte mulți oameni. Pentru cei care nu te cunosc, hai să derulăm așa pe scurt o descriere a ta. Masterchef România, da? Antreprenor, eu știu și alte povești despre tine și mi-aș dori tare mult să mă completezi, să mă ajuți ca cei care ne urmăresc acum pe Masterchef, Facebook. Masterchef, participant la Masterchef. Semifinalist. Masterchef pentru noi. Că am câștigat eu, pentru. Mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Oricând cu drag, pentru că știu eu că și tu faci lucruri frumoase. Noi ne-am cunoscut tot așa la o chestie de asta pentru comunitatea prahoveană și a fost foarte frumos, mi-a părut bine. Și de cunoștință cu tine și ceilalți colegi. Ce să zic, despre mine, mă numesc Merzad Mocoazei, trăiesc în România de aproape 30 de ani. Am venit aici când aveam 10 ani, acum pe 19 octombrie am făcut 40 de ani. Mulți ani înainte aici în România. Deci am faci 40 de ani, gata, deja ești, te duci și spune bătrânețe. Eu mă simt tânăr, mă simt plin de energie, chiar dacă acum cu proiectul ăsta cu restaurantul un pic s-a mai, știi, descărcat din energiile mele, pentru că sunt foarte multe lucruri de pus la punct și foarte multe provocări mari. Dar comparându-mă așa cu mai mulți tineri cu care am colaborat, colaborez așa, încă am încredere în mine că sunt în plină energie și pot să fac. Asta vreau să spun, că ai o energie fantastică și E o diferență foarte mare între omul pe care l-am văzut acum ceva ani la Masterchef în calitate de participant și tu astăzi în calitate de antreprenor de mai bine de o lună de zile în Păulești. Păulești, zic bine? Da. Sau aproape de Păulești, acolo Păulești. Ai deschis în Păulești, în pădurea Păulești ai deschis un restaurant. Da. Ai blocat acolo, am înțeles că în limbajul antreprenorilor cam așa se spune, ai blocat 200.000 de euro. Da. Spune-mi ce e cu tine, ce s-a întâmplat, de ce ai făcut treaba asta? Păi ce să facem? Eu după, hai să zic așa, să iau de la început pentru cei care nu mă cunosc, să fie așa un pic informat. După, până în Masterchef, eu am lucrat în vânzare, adică părinții mei au fost afaceriști, am lucrat în vânzare, am avut magazine, am avut afaceri și așa. După care am pierdut totul în 2003. Am început să lucrez pentru cineva, o perioadă de 2 ani am lucrat pentru două persoane, după am deschis un magazin în Ploiești, multe persoane care probabil și care se uită și la noi, mă știu de la magazinul Gift & Toys, care l-am avut în Ploiești pe Republicii, lângă Mega Image. Și după aia am ce acolo a fost criza asta din 2008-2009 care ne-a afectat pe toți, am rămas în 2011, iar am pierdut totul din mai multe motive. Și am lucrat ca în vânzări, în continuare, ca agent de vânzări, supervisor și de acolo am participat la Masterchef. Am zis, adică participat la Masterchef, așa nici nu știam ce e Masterchef, doar am zis să particip eu la un concurs de gătit, să văd ce știu, ce pot să fac eu, că eu mă ocupam de gătit când ieșeam cu prietenii, la grătar, las că se ocupă Merzad și așa, eram, știi, omul care făcea, se ocupă de mâncare. Și am intrat în concursul ăsta, un show culinar, concurs, nu știu cum se numesc mai exact. Pentru mine a fost un show și un concurs în 2 în 1, care a fost, să zic așa, o experiență care mi-a schimbat viața. În ideea că m-am decis, am zis că vreau să fac bucătărie, vreau să fac ceea ce îmi place. Și ulterior am făcut mai multe proiecte, am lucrat lângă oameni care știu, am lucrat foarte mult gratis, că acum văd copii care vin și vor să învețe, care fac lucrurile care am făcut eu o parte din ea, alții nu, dom'le, că pe ce lucrez gratis sau de asta. Nu, că aș vrea eu să lucrez cineva pe gratis pentru mine, că am avut copii care au venit și au vrut să învețe, care s-au ținut de mine, i-am luat la evenimente și așa, ei au zis că vin gratis, eu l-am dat ceva și să nu fie așa o chestie, dar am avut oameni care au vrut să învețe și oameni care doar spuneau că vor să învețe. Oameni talentați sau mai puțin talentați, așa cum am fost și eu în ideea că încercam să acumulez cât mai multe informații,
Asta povestesc așa ca să se știe cum... Ulterior am început să fac diferite cursuri, pregătiri, am făcut o școală de bucătar șef, am făcut o școală de food and beverage director. Adică nu ți-a fost suficient să faci, mă rog, să apar la master chef și să spui gata, eu sunt licențiat și nu mai am nicio problemă. Nu, așa se întâmplă. Tu poți avea și cu diploma aia să știi să unii au perspectiva asta. Chestia e că trebuie să ai experiență, să acumulezi și poate că am sărit niște etape. De a spăla vase, de a curăța cartofi, asta l-am sărit și eu, știi, pentru că am participat la MasterChef. Nu l-am făcut, da? Nu e o tragedie dacă nu cureți cartofi un an de zile sau știu să toci. Așa spun șefii mari. Trebuie să treci prin toate etapele. Etapele alea le-am trecut. N-am stat un an, știi, să fac treaba asta. Ulterior am făcut foarte multe cursuri, inclusiv am făcut la Hostalian, o școală din Spania, care activează în România, cu foarte profesori foarte buni. Am făcut un curs de food and beverage și am învățat acolo. Adică acolo includeau tot, marketing, vânzări, tot. Adică tot ce înseamnă, tot ce include într-un restaurant sau hotel, să știi. Și am devenit food and beverage director, ca titlu. Am învățat ce înseamnă, am avut foarte multe experiențe de genul, adică am lucrat cu foarte mulți oameni, am lucrat în domeniu, am deschis mai multe locații, asociat cu colegi de-ai mei, am deschis prima locație în AFI în București, după aia am deschis unul în AFI în Ploiești, bine, au fost niște eșecuri așa, adică niște experiențe costisitoare, dar am învățat foarte multe lucruri. Poți să ne dai exemplu așa ce ai învățat din fiecare eșec? Am învățat că trebuie să te alegi foarte bine asociatul, asociații, asta da. E clar. Și bineînțeles că trebuie în orice să ai noroc și să fii informat despre ceea ce vrei să faci, adică să știi toate lucrurile. Că noi ne-am gândit că trebuie să facem anumite lucruri, am ajuns acolo, unul și altul n-au păcălit, adică au fost chestii, n-au păcălit în sensul că n-au dat niște informații că facem, trecem și că n-au ajuns, dar am văzut că de fapt nu e așa cum spuneau. Adică s-ar putea de multe ori oamenii să îți propună ceva, lucrurile să pară extraordinare, însă în esență realitatea să fie total diferită. Bine, nu pot să spun ce am învățat, că am învățat extraordinar de multe lucruri. Adică sunt anumite lucruri care le înveți de la oameni văzând, că fac ei și înveți dacă e bine sau nu. Anumite lucruri înveți spunându-ne alți oameni. Știi? Asta nu e bine să faci. Că și eu am fost puși și mi se spune, nu merge cu viteză, că nu ai experiență. Până am făcut accident. Știi, pe pielea mea am stat o lună în spital, adică au fost grav. Și am realizat că avem dreptate. Eu acum cum e, eu zic lui fiimea lucruri și ea face altceva. Că, consider... cum i-au spus și mie părinții. Nu face asta sau... Dar consider că trebuie să ne lovim noi de probleme ca să învățăm din ele? Sau? Unele trebuie să ne lovim de ele să învățăm, clar. Dar unele cred că ar fi mai bine, știi, să gândim un pic mai mult despre ele și să putem să le luăm așa. Mă, poate omul ăsta care mă bate la cap are un pic de dreptate, știi? Ia să mă gândesc eu mai de mai multe ori. Și așa. În fine, am colaborat cu mai multe locații, restaurante, le-am făcut meniuri, am deschis mai multe restaurante, inclusiv un restaurant în Iran, am fost două luni jumate, cam așa am stat în Iran și să deschid un restaurant. Și am deschis restaurante care sunt de succes. Sau am făcut meniuri special pentru anumite restaurante care unele funcționează, altele nu mai funcționează meniul respectiv, că din diferite motive, că n-au avut oameni, că nu s-au ținut, că s-a închis tot lanțul. Uite, nici nu știam că tu faci meniuri pentru anumite restaurante. Păi, pot să spun că sunt consultant culinar. Până să deschid restaurantul, să devin antreprenor, eu am fost organizator de evenimente și consultant culinar. Ceea ce fac și în continuare acum, dar cu pandemia asta nu sunt prea mulți oameni de... Hai să trecem la subiect. Hai să trecem. Camine, așa mai. E un subiect care arde foarte tare, mai ales că acum piețele s-au închis. Deci tot ce e pe interior și e piață nu mai funcționează. Da. Tu ai deschis un restaurant în plină pandemie și... Fă-mă pe mine în primul rând să înțeleg de ce ai făcut pasul ăsta. Aveai niște bani și n-aveai ce face cu ei? Adică... Să spun așa, decembrie anul trecut am găsit locația asta în Păulești, în pădure, chiar lângă sala de sport. Dar am căutat vreo 6 luni înainte, 5, 6, 7 luni, am căutat în Ploiești să găsesc o locație, dar nu am găsit locația potrivită, care voiam eu. Să am și terasă, adică terasă, grădină.
Să am o bucătărie mare încât să pot să pun toate utilajele care îmi doresc. Că bucătăria mea e super dotată, adică oricine a venit în bucătărie din oameni care au experiență în domeniu, mi-a zis, mă, o bucătărie așa, n-am văzut. Am făcut la un moment dat o filmare înainte să fie gata, știi, doar cu partea de utilaje. Am, cred că pe Facebook sau pe Instagram. Și chiar am pe Instagramul nostru de la Ziba, Ziba by Merzat, dacă cineva vrea să vadă, e un video chiar primele postări, din primele postări. Și trebuia, mă rog, n-am găsit aveau bucătării foarte mici care n-aveam cum să funcționeze. Adică eu visam ceva și voiam să fac chestia asta. Și am căutat vreo 6 luni, n-am găsit nimic în Ploiești. Și am zis, atunci hai să ies din Ploiești. Să găsesc, visul meu era să găsesc un loc în pădure, să fie departe de oraș, numai să vină să se relaxeze, lucru care îmi place mie. Să mă duc să mă relaxez undeva într-un mediu natural, așa. Și pentru asta am început să caut în afara Ploieștiului. Am văzut multe locații și în Păulești și în alte zone și în Găgeni și așa, dar nu mi-au plăcut așa, adică nu s-au așezat așa pe inimă. Până am găsit locația asta, a durat ratativele vreo o lună. Erau de băgat foarte mulți bani, adică erau foarte multe lucruri. Locația exista, clădirea, încălzire în pardusal, adică era un loc care proprietarii au făcut multe chestii frumoase acolo. Dar din diferite motive nu au putut să termine acolo tot ce trebuia. Și aveam un plan, adică în decembrie am preluat acolo, în ianuarie am început să lucrez acolo și trebuia pe 1 mai să deschide. De fapt aveam un plan în prima fază în martie să deschidem, doar că n-am reușit în martie pentru că n-a prins pandemia și am zis să deschidem pe 1 mai, care am ajuns până la urmă să deschidem pe 26 septembrie. Și ideea e că deja când m-a prins pandemia, aveam băgați acolo vreo, nu știu, 30.000 de euro, ceva de genul ăsta și nu mai aveam cum să dau înapoi. Și m-am gândit pozitiv, zic, pandemia asta cât poate să dureze? O să treacă și asta, adică, na, facem într-un fel, nu putem să... Că atunci era chiar, adică în martie a fost chestia asta cu situație de urgență, s-au închis tot și am zis cât poate să dureze. O să se termine și să revenim la normalitate. Până atunci încercăm să facem... Când revenim la normalitate? Din punctul tău de vedere. Din punctul meu de vedere, în momentul de față mă gândesc altfel decât cum mă gândeam atunci. Atunci am zis, ok, dacă bine pandemia se prelungește, să nu știu ce o să fie, cât de rău poate să fie. Suntem oameni, găsim soluții pentru orice. Doar că, din păcate, noi avem niște incompetenți la conducere și ei fac niște lucruri, văd afară, fac și ei și fără să gândească la consecințe sau la ce se poate întâmpla. Care vă să zic că tu consideri că nu sunt niște reguli care ne fac bine, ci foarte multe dintre deciziile pe care guvernul le-a luat, mai mult împiedică micile afaceri și în felul ăsta, practic... blocați niște bani care nu vor mai fi recuperați niciodată. Nu e vorba numai de bani. Adică nu e vorba de bani, e vorba de oameni. Adică, de obicei știi cum e? Îți spun exemplul meu. Când aveam în buzunar 100 și ceva de mii de euro, vedeam lucrurile altfel. Știi? Fac, mai rămân niște bani, pot să supraviețuiesc câteva luni. Când am ajuns să cheltui toți banii și să trebuiască să mai mă împrumut de încă 10 de mii de euro, ca să pot să termin proiectul, să încep, atunci nu mai vedeam lucrurile așa. Și pentru asta zic, oamenii cât timp au bani, au resursa în spate, au încredere. Atunci când ajung să nu mai aibă, știi, un spate cald așa, începe să intre în zona aia de stres, de ce facem, cum facem și așa mai departe. Și guvernanții noștri nu se gândesc la un Nea Gheorghe care e zilier și lucrează zi de zi, că își ia salariul banii pe zi sau că ia la săptămână sau că ia la sfârșit de o lună și trebuie să se supraviețuiască încă o lună. Omul ăla dacă nu are bani, nu are. Nu poți să compar niște oameni care câștigă, nu știu, 300, 400, 500, 600 de euro din România, care cam așa, adică nu avem mulți oameni cu salarii mari de 1000 de euro. Sau poate sunt mult, destul de mulți, dar în comparație cu oamenii care au salarii de minim sau mediu pe economie, aceia sunt mai mulți. Și atunci nu poți să iei, să copiezi ceva din Europa, să aduci din Europa de vest, unde au salarii mari și au asigurări de viață, guvernul îi susține, le dă avantaje și să faci chestia asta în România și tu să nu dai niciun avantaj. Adică s-au dat garanturi, ajutoare, pentru cine?
Adică a dat un 2000 de euro în ajutor. Condiția era ceva de genul cum am căutat să aflu și eu că poate iau și eu ajutorul respectiv, că eu am 11 oameni pe care le plătesc salariul. Eu mă gândesc la asta, cum se fac să supraviețuiesc până trecem de pandemia asta, că să nu fie obligat să dau oamenii afară, că oamenii aia vin la muncă, știi, să câștige ceva, să ducă o pâine acasă, să știe că are o siguranță. Și eu, dacă pe mine mă închid, ce fac? N-am cum să plătesc banii ăștia din buzunar. Ori trebuie să-i bag în șomaș tehnic, ori trebuie să le desfac contractele de muncă, ceea ce nu doresc să fac. Și pentru asta trebuie să găsesc soluție. Dar atunci când tu faci chestia asta, ca și un guvern, și vii și faci, pui niște reguli, și, adică pe față toată lumea știe, distruge economia când poți să găsești niște soluții mai mari, că nu, oamenii nu se îmbolnăvesc din restaurant unde e distanțare făcută. Au venit, de când am deschis eu, au venit și ne-au anunțat după, nu știu, o perioadă că interioarele poate să funcționeze, evenimentele s-au anulat tot, orice eveniment s-a anulat, nu mai ai voie să faci. Interioarele poate să funcționeze la 50%, după o săptămână au venit, ne-au anunțat că se poate decât 30%, după 3 zile au venit și ne-au închis pentru 2 săptămâni. De tot? Interioarele. Ah, ok. Și acum, uite, astăzi, cum e azi? Zile. Cum funcționați astăzi? Păi de astăzi nu mai avem voie în interior, iar închis în povești. Deci, doar în exterior, da? Doar la terasă. În exterior, dar noi avem încălzitoare, avem pături, avem pernuțe și așa mai departe. Mai vin oameni, adică să stau afară în natură și cu încălzitoare, că fac față, dar totuși e afară, adică stai cu geaca pe tine. Îți dai seama că e un impediment. Nu e aceeași experiență, însă oamenii probabil că pot susține restaurantele sau micile afaceri mergând către această direcție. Da. Cu informațiile astea care se dau, sperie lumea așa, adică... Mm-hmm. Virusul nu poți să iei dacă te protejezi și ești la distanță și faci lucrurile cum trebuie, da? Dar uite, piețele au închis. Da, într-adevăr, în piețe, de câte ori am fost în zona piețelor, buluc de oameni, unul lângă altul, nu respectă nimeni, nu, oamenii n-au mască. Ce te faci, Merzat, dacă de joi, da, e doar un scenariu, Doamne ferește, se întâmple asta, o să spună cei de la guvern, ne pare rău, intrăm în carantină totală, nu mai e parțială, închidem și restaurantele și tot. Care e primul lucru, care e primul plan pe care tu îl ai? Vis-a-vis și de angajați și de banii pe care i-ai băgat până acum în business, dar mai ales de tine, tu ca om. Deci, n-am încotro. Trebuie să găsesc soluții. Mm-hmm. Și soluția pe care am găsit este să începem să facem livrări. Ok, deci nu te blochezi. Și găsesc, n-am cum să închid, să fac placa, tu să plec. Cine te-a învățat să găsești soluții? Nu știu. Experiența pe care o ai în trecut? Experiențele, da. Mm-hmm. Adică eu așa cred că asta și propag, dacă spun corect. Adică asta o învăț și pe oamenii mei. Zic, orice ar fi, orice problemă, orice situație, găsim o soluție. Nu vă convine ceva? Veniți și vorbiți cu mine. Știi? Și lui fimea, și pe fimea o învăț la fel. Pentru orice găsim o soluție. Doar că în momentul de față sunt un pic dat peste cap pentru că trebuie să mă ocup de mai multe. Adică până acum proiectele care am făcut, restaurantele care am deschis, m-am concentrat doar pe partea asta de bucătărie, amenajare, utilaje, fluxul, meniu, furnizor, training și așa mai departe. În momentul de față am tot pe cap. Eu sunt abonat, nu știu dacă sunt abonat la un newsletter la restaurant, însă cred că odată la 2-3 zile primesc un mesaj pe WhatsApp, e cantitate mare, cu ce faceți în momentul ăla la restaurant, ce ofertă aveți, nu știu, dacă aveți nu un eveniment, noi, așa, alte meniuri. Avem cu zile exact. Cu tu te ocupi de trimis acel mesaj? Păi tu stai să la prietenii mei, adică tu asta stai să și scrii sau îți scrie cineva textul? În principiu scriu eu. Da, ți-l corectează cineva. Deci tu îl scrii, tu îl trimiți. Da. Tu stai să și gătești. Nu e cam mult, adică păi e foarte mult. Deja mai poți? Pot. De unde e energia asta? Pentru că nu e atât de simplu să fii și antreprenor, ai și o imagine în spate, adică hai să fim serioși, în momentul în care cineva te vede pe un format de televiziune națională pentru o perioadă de timp, devii un mic brand, măcar pentru orașul în care te-ai născut sau în care trăiești. Și atunci e clar că tu ai trecut de toate acele etape, ai trecut de, nu știu, de faima, adică n-ai stat să-ți urce prea tare faima la cap.
și e ok să fac treabă. Tu acum faci și treabă, tu ești un soi din ce îmi spui și de manager, că stai și de vorbă cu angajații, vrei să-i stimulezi, să-i motivezi, să le găsești soluții. Ce vrei să faci de fapt? Ideea e că nu am altă soluție. Am intrat în horă și trebuie să dansez. Știi? Păi n-avem voie să... față... nu mai avem voie cu petreceri în perioada asta. Da. În momentul de față n-am ce să fac decât să fac față situației. Chiar dacă sunt, nu am timp, adică am, ca să știi așa, nu neapărat că mă vait, dar să spun să știi. Am ajuns în momentul în care zic hai că în seara asta să dorm și eu mai devreme. 12:01 e devreme, știi? Intru în pat și două ore mă vârcolesc în pat, nu pot să, știi, nu pot să dorm de gânduri. Îmi pun ceasul să mă trezesc, hai că astăzi mă trezesc un pic mai târziu, la 8-9, știi? Mă trezesc la 7, la 6 și nu mai pot să dorm, tot de gânduri. Ce să fac, cum să găsesc soluții? Și mai vine, încă mai mă sună șeful meu de sală sau cineva și vezi că n-au închis, vezi că am mai dat ăștia o ordonanță, că se întâmplă așa. Și atunci mai vine în plus alte griji, dar n-am ce să fac, nu pot să închid, nu pot să dau oameni afară, nu pot să las tot. Trebuie să găsim soluții. Și o soluție care am găsit asta e să facem livrări, să ne pregătim mai intens pentru partea de Crăciun, de anul nou, să fac, nu știu, niște preparate care să folosesc. Faceți deja, delivery? Nu facem. Nu faceți nu delivery. Facem că nu e chiar așa ușor. Pentru delivery trebuie să autorizăm mașinile, trebuie să avem personal livrator, trebuie să facem o platformă care, adică am lucrat deja la ele, dar durează. Bine, poți să faci o platformă sau poți să te afiliezi? Poți să te afiliezi cu anumite branduri care deja au foarte multe restaurante. În zona noastră nu avem, adică dacă eram în Ploiești, aveam firmele astea care livrează, știi, brandurile astea de livrează mâncare, dar noi nu avem, trebuie să facem propriul nostru. Uite că nu știam detaliul ăsta, deci practic un business care nu se află foarte aproape de orașele principale din România are de suferit chiar și pe partea de delivery. Îți dai seama că n-am contactat toate firmele, dar cunosc partea asta de colaborare cu aceste branduri, că am implementat în București la o burgerie care am deschis acum vreo 2 ani, 2 ani jumate. Oarecum sunt informat așa despre treaba asta, nu foarte bine, dar știu ce înseamnă de comisioane, știu de proceduri, știu și așa mai departe și e un pic complicat pentru noi, adică am face o muncă gratis, chiar dacă ar fi ei, dar am livrat gratis, ceva de genul ăsta, că sunt costuri de transport pentru ei, ai angajat, ai comisioane, ai tot. Comisioane, unică folosință, care noi vrem să facem cu o unică folosință mai deosebită, nu în... Știi, ambalajul de asta poliestirene. Adică atunci când vine mâncarea la mine, să am parte de o experiență culinară, nu să fie totul ca în caserolă de mâncare de împinge tava. Adică toate lucrurile astea, că să le pui la punct, durează și nu vreau să încep într-un fel cu stângul, știi, să livram, să ajungă mâncarea rece. Trebuie să, inclusiv, adică oamenii când se duc la restaurant nu știu ce e în spatele la tot ceea ce. Deci noi acum... avem clienți care vin aproape în fiecare zi sau la câteva zile, știi? Și ceea ce ne demonstrează că suntem apreciați. Eu încerc să ajung la fiecare client la masă și când ajung întreb ce nu v-a plăcut. Știi, în ideea să fie, să știu ce nu l-a plăcut, ce nu e ok, să constructiv, știi, să putem să creștem, să ne facem mai buni. Avem numai feedback-uri pozitive și nu vreau nici eu să dezamăgesc clienții. Și pentru asta trebuie să fim un pic mai altfel, pentru că nu, adică să facem lucrurile cum trebuie. Nu vreau să punem meniul meu de livrare anumite preparate care după 15 minute nu mai au aspectul respectiv sau nu mai au calitatea respectivă. De exemplu, nu știu, poate niște paste cu sos alb, zic un exemplu. Da. Că pastele cu sos alb, tu când le pui fierbinți, noi avem masa caldă de farfurie, adică farfuria care iese la 50 de grade ca și temperatură. Pui o mâncare caldă acolo, o pastă cu sos, 4 formaje să zicem. Mâncarea aia, dacă ajunge la masă în 10 minute de când am pus-o, el nu mai e deja, nu mai e sosul ăla, se recește, știi, oarecum. Și e sosul tare. Dar la o livrare care durează 20-30 de minute, poate, îți dai seama că nu mai ajunge mâncarea aia în standardele care trebuie. O să trebuiască omul să reîncălzească ca să se moaie sosul respectiv. Asta pentru că tu te gândești să respecti clientul și să ai calitate în, în farfuria clientului. Și asta este foarte greu. Pentru că și cu oamenii, adică oamenii, poate oamenii care lucrează la mine au lucrat în alte, nu poate, sigur au lucrat în alte domenii și au învățat în alte domenii sau în alte locații. Și alte restaurante și sau oameni mai... care nu au experiență foarte mare în bucătărie, știi? Și atunci trebuie să le învăț. Și atunci
consumă și asta energie, să pot să le explic. Auzi, noi avem un standard, nu putem să facem asta, știi? Adică tot timpul eu trebuie să fiu peste tot ca să fie lucrurile să meargă cum trebuie. Până ajungem, știi, la standardul ăla care trebuie. Dar astea sunt oameni care au crescut în medii diferite, în familii diferite, au avut experiențe diferite și văd lucrurile altfel. Nu, astea suntem oameni. Și eu trebuie să fac pe ei să vadă lucrurile cum le văd eu, care am 15.000 de cursuri și pregătiri și am învățat de la oameni care trebuie. Așa, adică ar trebui să aprecieze faptul că tu ai investit foarte mulți ani în tine și în tot ce înseamnă experiența pe partea de bucătărie. Nu vreau neapărat să aprecieze chestia asta. Sunt oameni care sunt lucrurile bune sunt din oameni asta, care să ajutăm să avem o echipă bună, să avem o locație bună, adică să creștem împreună. Că de multe ori tot timpul există discuții de genul ăsta și pe Facebook și pe grupuri, peste tot unde sunt astea de bucătari. Și angajații spun, nu mai spuneți voi angajatorilor, să le spun angajatorilor, nu mai spuneți că suntem o familie, că nu știu ce, că tu nu împarți banii cu mine. Știi? Eu nu sunt de acord cu chestia asta. Eu am fost angajat. Acum sunt angajator. Și vreau ca oamenii mei să fim ca o familie. Nu o să putem să fim. Asta e o metaforă. Știi? Nu putem să fim ca familie, ca sora mea, ca mama mea și așa. Dar știi? Putem să fim familia aia pe care alegem. Cum ne alegem nașii. Știi, bine, unii și alegi nașii după interes, că nu știu, au o situație mai bună sau au avantaje. Sau că e ceva pe suflet, că se simte. Da, alții plătesc niște nași care sunt pe sufletul lor, adică se înțeleg bine. Care trebuie să fie niște părinți spirituali. Exact. Adică asta e familia pe care ne alegem. Și atunci și angajații sunt la fel. Angajatori și angajați. Eu așa văd lucrurile. Mai avem foarte puțin, foarte puțin mai avem din toată povestea asta și vreau așa să știu de unde și până unde Ziba. Ziba aia înseamnă frumos, în edit, ceva mai presus de frumos așa, în persană, în limba maternă. Și am ales chestia asta pentru că vreau că toți clienții care ne calcă pragul să aibă o experiență frumoasă, o experiență de neuitat, care se include, știi, în mediul în care sunt mâncarea, băutură, servirea, toate astea la un loc. Și sloganul nostru e Flavors and Memories. Zim, dacă ai un om în spate, un mentor care ți-a influențat până acum viața și te-a dus până în prezent, așa cum te vedem noi astăzi. Am învățat foarte multe de la tatăl meu, chiar dacă eram mic. Tatăl meu a murit când aveam 13 ani, dar în ultimii 3 ani din viața mea și a lui, m-a luat foarte mult cu el. Taicum era un geniu, și adică vorba 6-7 limbi. Și am învățat foarte multe lucruri de la el în ultimii 3 ani, am zis, pentru că m-au luat peste tot, tocmai pentru asta să învăț lucruri de la el. Dar am avut foarte mulți mentori, nu pot să spun mentor în sensul că am stat lângă cineva dar am învățat foarte mult lucruri de la fiecare om. Am încercat, adică asta încerc să spun, să o învăț și pe fiica mea. Tu trebuie de la oricine, de la mine, de la mama, de la unchi, de la bunici, trebuie să iei lucrurile frumoase, care îți plac ție. Lucrurile care facem noi, vorbim, facem, nu sunt frumoase, nu le luăm. Și asta am încercat să fac eu, să iau de la toată lumea câte ceva frumos. Nu pot să zic acum că am avut un mentor, dar am învățat de la foarte mult. Ai spus tatăl, ai spus tatăl. Da, de la tatăl ne-am notat deja. Foarte multe, da. Zim, dacă ai o carte așa în ultima perioadă pe care ai răsfoit-o și care ți-a plăcut foarte mult, poate să fie chiar și o carte de bucătărie, nu contează. Din păcate nu. Nu cred așa ceva. Nu. Din păcate nu. Am ultima carte care... Așa, dă-ne o recomandare. Am răsfoit din așa. El, dar cred că sunt 3-4 luni care n-am reușit, adică e bine, stai că e bine, 3-4, e bine, este zine. Este despre educația copiilor. Așa, deci practic cărți de parenting. Da, despre parenting. Cum să fac fața provocărilor care am cu fiica mea care are 12 ani. Deci acum, și acum începe. Eram cu ea în discuție. Acum începe, spun eu, acum 12-13 ani din ce am văzut. Nu, a început de mult, că fiecare etapă din viață are așa, știi, dar provocările... De perioadă, special pentru perioada respectivă. Dar îmi spuneau altă dată, știi, oamenii ăștia cu experiență, că bă, cu cât copii cresc, cu atât problemele cresc. Și eu zic, are cum. Și tată și antreprenor. Pentru cei care urmăresc acest podcast, acum sau ceva mai târziu, un mesaj de încurajare, fie că e vorba de șeful de tură, fie că e vorba de antreprenor sau că e vorba de un tânăr care mâine își începe cariera de ce vrea el, de manager, de cel mai tare șef din cartier. Eu pot să spun că am un slogan. Așa. Care spune așa: tot ceea ce faci,
Adică trebuie să te bucuri de toate lucrurile mărunte și tot ceea ce faci, să faci cu dragoste și cu pasiune și atunci sigur vei avea succes. Chiar dacă e cu pandemia asta acum, Chiar da? dacă e cu pandemia, Adică nu folosim pandemia asta pandemia e... pe post de scuză. Nu, nu. Pandemia este, adică face parte din viața noastră. N-avem cum. Deci trebuie să trăim cu pandemia asta așa cum e și să găsim soluții. Și să sperăm că conducătorii noștri dau și găsesc și soluții bune. Și nu avem încotro, trebuie să mergem mai departe, trebuie să ne ajutăm, adică na, în comunitatea asta noastră din Păulești să ajute. Avem un grup care se postează, se vorbește, care sunt nevoile, care sunt problemele. Unii ajută, alții nu ajută, unora le pasă, nu aruncă gunoaie în pădure, altora nu. Unii vin și strâng gunoaie la altora, știi, voluntar. Adică asta e lumea în care trăim, nu totul poate să fie roz, dar important e să avem grijă de noi și să putem să luăm decizii bune, potrivite pentru fiecare situație și să mergem mai departe. Merzat cu oameni ca tine, așa, cu siguranță viața asta va fi din ce în ce mai colorată, nu din prima, mai avem niște nuanțe de gris. Mulțumim tare mult pentru Cu prezența în drag, podcast. mulțumesc Să pentru știi că eu deja invitație. am învățat niște lucruri de la tine, că există soluții chiar și în vreme de pandemie. Chiar mă așteptam să te plângi un pic mai mult. Sper că ați înțeles mesajul esențial. Nu blocați 200.000 de euro decât dacă aveți foarte multă experiență în domeniu și dacă sunteți merzat, pentru că altfel o să fie un pic mai dificil, mai ales că lucrurile nu sunt chiar atât de simple, dar există soluții. John, să ne auzim lunea viitoare de la 13, tot de la podcast Generația lui John.